Țările membre ale Uniunii Europene urmăresc cu îngrijorare situația politică actuală din România, iar presa internațională consideră că țara noastră se îndreaptă cu pași repezi către suspendarea din Consiliul European. Avertizmentele severe venite din partea tot mai multor oficiali europeni indică clar acest lucru. Franța face apele la cabinetul Ponta să respecte valorile democratice și statul de drept. Șeful deputaților creștin-democrați nemți din Parlamentul European, Markus Ferber, a declarat că va propune procedura de suspendare a României din Consiliul European, motivând că nu sunt respectate standardele minime de funcționare a statului de drept. Un alt oficial german, vorba de președintele Comisiei de Afaceri Europene a Bundestagului, face demersuri similare. A solicitat astfel președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, suspendarea votului României din Consiliul European pentru încălcarea legislației comunitare.